Lumea muzicii a fost zguduită de vestea tragică a accidentului aviatic în care au murit trei membri ai grupului american de gospel de Nelon. Vineri, 26 iulie, în jurul orei 13, avionul în care se aflau Jason și Kelly Nelon Clark, alături de fiica lor Amber Nelon Kistler, s-a prăbușit deasupra statului Wyoming, provocând un incendiu de vegetație. Accidentul a dus și la decesul altor patru persoane aflate la bord. Jason și Kelly Nelon Clark erau cunoscuți pentru contribuția lor remarcabilă în muzica gospel, iar Amber Nelon Kistler, fiica lor, era de asemenea un membru apreciat al grupului. Familia se îndrepta spre un concert când tragedia a avut loc, lăsând în urmă o pierdere imensă pentru comunitatea muzicală și pentru fanii lor. Autun Nelon Streetman, membra a grupului nominalizat la premiile Grammy și sora celor decedați, a confirmat vestea tragică pe Instagram. Deși nu se afla la bordul avionului, ea a exprimat recunoștință fanilor pentru rugăciunile, dragostea și suportul oferit într-o perioadă atât de dureroasă. În fața acestei pierderi, comunitatea muzicală își aduce omagiile și își exprimă profunda tristețe. Grupul de Nelon, care a influențat profund muzica gospel, va rămâne în memoria multora pentru moștenirea sa muzicală și umană.